Am avut onoarea astăzi să discut cu să particip la o conferință online cu studenții de la Leco Ruso din municipiul Bălți, împreună cu profesori, cu doamna rector. Deci ei au ales 4 șefi de promoții, deci de la 4 facultăți, de la Facultatea de Litere, Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului, Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, Facultatea de Drept și Științe Sociale. Deci au fost ales 4 cei mai buni studenți. Am fost surprins plăcut că sunt studenți cu media de 9,33, 9,62, 9,49, deci cu note foarte bune. Din partea mea, ca stimă și respect pentru munca depusă de acești studenți, am decis să le fac câte un cadou, m-am consultat cu profesorii de la universitate și ca așa o motivare pentru munca depusă prin rezultatele obținute. Deci la acești 4 studenți cei mai buni, astăzi le-am făcut cadou câte un iPhone 11 din partea mea. Ca știți cum, am înțeles că chiar sunt foarte bravo. Și în toamnă sperăm să ajungem fără pandemie, fără toate problemele astea care le avem astăzi. Și când vom organiza noi Ziua Studentului, da, la Ziua Studentului vine tineretul din toată țara, am început pe Bălți, chiar o să invit pe scenă cu un discurs în fața tineretului ca să dea un exemplu și la alți tineri.